Jean Sony Alsenat a revenit la petrolul. Cel mai exotic club s-a prezentat în cantonamentul de la Belec, fiind primit cu bucurie de coechipieri. El a declarat pentru site-ul clubului că a fost dor de băieți și vrea să atingă cât mai repede nivelul de pregătire al lotului. Și antrenorul contra își dorește ca jucătorii să fie pregătiți cât mai bine fizic și tactic. După patru zile în forță, contra a trecut și la antrenamentele tactice. El lucrează partea ofensivă împreună cu preparatorul Alberto Peribanez, iar defensiva este lăsată pe seama secundului roșu și a preparatorului Angel Per. În cantonamentul din Turcia se află și cel mai tânăr fotbalist român. La doar 13 ani, Iulian Ilie se antrenează alături de Mutu Geraldo și ceilalți. El spune că a fost emoționat să se pregătească împreună cu atâtea vedete, dar acum s-a obișnuit și vrea să învețe de la toți. Ilie își dorește ca în maximum 3 ani să debuteze la echipa mare și să înscrie mai multe goluri decât idolul său Hamza Iunes. Golgheterul Petrolului împreună cu ceilalți fotbaliști vor avea mâine după amiază primul test din Antalya împotriva austriecilor de la Graz.